Crezul unui apostol. Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți, și toți frații care sunt împreună cu mine, către bisericile Galatiei. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Subiectul acestei predici va avea 3 puncte. 1. Apostolia lui Pavel. 2. Lucrarea lui Pavel. 3. Autoritatea lui Dumnezeu. Apostolia lui Pavel. Apostolia lui Pavel este definită de cuvintele nu de la și nici printr-un, când se referă la o identitate falsă. Nu de la oameni, nici printr-un om. Și prin, când se referă la adevărata identitate a apostoliei, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl. El insistă asupra faptului că chemarea de apostol a fost de natură divină și nu de natură umană. Se poate observa ușor că punctul central al informațiilor despre apostolia lui le-a inclus aici și nu în celelalte epistole, pentru că se sugerează o situație de criză și de aceea recurge la o instanță supremă, la o autoritate care să fie deasupra oricăror bănuieli. Ce înseamnă să fii numit de un om sau de un grup de oameni? Sau să-ți arogi prerogative pe care Dumnezeu nu ți le-a dat în lucrarea Lui? În istoria bisericii vedem dezastrul spiritual care s-a întâmplat atunci când oameni care au pretins că sunt călăuziți de Dumnezeu și nu erau, sau au fost numiți de alți oameni pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu. De asemenea, și în cuvântul lui Dumnezeu întâlnim foarte multe ilustrații și situații din care rezultă ce s-a întâmplat când oamenii l-au nesocotit pe Dumnezeu și i s-au substituit lui. Cel mai edificator exemplu s-a întâmplat atunci când poporul lui Israel a cerut un împărat care să domnească peste ei și ei au nesocotit voia lui Dumnezeu care dorea să conducă direct. În 1 Samuel 8, de la 4 la 9, găsim următoarele. Toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel la Rama. Ei au zis, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe umele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece cum au toate neamurile. Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau, dă-ne un împărat ca să ne judece. Și Samuel s-a rugat Domnului. Domnul a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Ei se poartă cu tine cum s-au portat totdeauna de când i-am scos din Egipt, până în ziua de astăzi. M-au părăsit și au slujit altor dumnezei. Ascultă-le glasul, deci, dar înștiințează-i și fă-le cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei. Un alt caz s-a întâmplat atunci când fiii lui Aron au vrut să limite pe Aron fără să aibă încuvințarea lui Dumnezeu pentru aceasta. Găsim lucrul acesta în Levitic, capitolul 10, de la versetele 1 la 3. Fiii lui Aron, Nadab și Abihus, au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc și au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aaron, aceasta este ce a spus Domnul, când a zis, voi sfinți pe cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit de în fața întregului popor. Aaron a tăcut. În altă întâmplare, Maria și Aaron vor să-i substituie autoritatea lui Moise în fața lui Dumnezeu cu a lor, fără să fie trimis sau împuterniciți pentru asemenea lucrare și suportă mânia lui Dumnezeu. În Numeri 12, de la versetele 1 la 11, Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene, pe care o luase el de nevastă, că-și luase o femeie etiopiană. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aaron și Mariei, duceți-vă câtești trei la coltul întâlnirii. S-au dus câtești trei. Domnul s-a pogorât în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului.
A chemat pe Aron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi și a zis: ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi vor vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucrări grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum te nu v-ați temut deci să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Norul s-a depărtat de pe cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aron s-a întors către Maria și iată că ea avea lepră. Atunci Aron a zis lui Moise: ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Toate aceste ilustrații și întâmplări din Biblie ne arată că autoritatea lui Dumnezeu nu poate fi falsificată, iar împuternicirea dată de oameni este falsă. Pavel cunoștea acest lucru și de aceea el spune că autoritatea de apostol nu este venită de la vreun om și nici de la vreun grup de oameni și nici măcar nu e trimis de oameni, ci împuternicit de ei, deși face referire la frații care erau cu el și împărtășeau aceleași valori. Un om chemat în exclusivitate de Dumnezeu răspunde numai înaintea lui, are libertatea de a predica mesajul lui fără a fi influențat de alți oameni. Apostolul Pavel era independent de ceilalți oameni și toată lumea, atât în privința mesajului cât și a slujbei. Atunci de unde venea autoritatea lui Pavel? Tot cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne lămurește, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Pavel a fost chemat de Hristos cel înviat, în contrast cu cei 12 apostoli care fuseseră chemați de Hristos în timpul lucrării sale pe pământ. Întâlnirea de pe drumul Damascului cu Domnul Hristos, relatată în Cartea Faptele Apostolilor, este edificatoare în privința trimiterii și împuternicirii lui de către Hristosul cel înviat din morți. În Fapte 9:3-6. Pe drum când s-a apropiat de Damas, deodată a strălucit o lumină în cer din jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el și Domnul a zis: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. De asemenea, avem mărturia lui Anania, descrisă în aceeași carte a Faptelor Apostolilor, capitolul 9, de la versetele 15 la 17. Dar Domnul i-a zis: du-te, că cel este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. De astfel, învierea a fost mesajul său principal. Mărturia lui Petru ne arată că apostolul Pavel avea o autoritate venită direct de la Dumnezeu, pentru că pune epistolele lui în rândul scriptorilor Vechiului Testament, care erau socotite ca fiind inspirate de Dumnezeu. În 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 15 și 16. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui, ca în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrările acestea, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte scripturi, spre pierzarea lor. Trimiterea lui Pavel în prima misiune se face tot de către Dumnezeu, prin proroci și învățători recunoscuți în biserica din Antiohia. În Cartea Faptele Apostolilor, de la versetul 3, capitolul 13, de la 1 la 3. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători: Barnaba, Simon, Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.
Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Punctul 2. Lucrarea lui Pavel. Al doilea aspect care se referă la lucrarea lui Pavel, care îl consolidează ca lucrător trimis al lui Dumnezeu. Ea rezultă din faptul că trimis de Dumnezeu în prima călătorie misionară a pus bazele și temelia pentru viitoarele biserici din Asia Mică, între care erau și bisericile din Galatia. Faptul acesta se referă la el și frații care sunt cu el sugerează un sprijin unanim din partea unui grup cu o autoritate bine definită cu vechime în lucrare. Trimiterea către bisericile Galatei denotă o intenționată absență a unui ton cald. În ceea ce privește destinatarii ei, scrisoarea este adresată către bisericile din Galatia. Pentru noi, această destinație presupune o anumită doză de ambiguitate, deoarece numele de Galatia este folosit în două sensuri diferite. În secolul I, după Hristos, putea indica Galatia etnică din Asia Mică centrală sau provincia romană Galatia, care era mult mai întinsă. Există puține dovezi că Pavel ar fi vizitat Galatia etnică, în timp ce există dovezi abundente pentru faptul că el a vizitat regiunea de sud a provinciei Galatia și a sădit biserici acolo. Ideea că epistola a fost adresată Galatiei etnice este denumită de obicei teoria Galatiei de Nord. Teoria Galatiei de Sud, pe de altă parte, presupune că epistola a fost trimisă la bisericile din Antiohia Pisidiei, Iconia, Listra și Derbe, care erau situate toate în partea de sud a provinciei romane și care au fost către toate bisericile sădite de Pavel și Barnaba în timpul primelor vizite misionare. În Fapte de la 13, capitolul 13 la 13 cu 14 la capitolul 14 cu versetul 23. Galatia era considerată regatul etnic antic, era situat în partea de nord a marelui Podiș, interior al Asiei Mici, și era situat pe ambele maluri ale râului Halis. Galatenii, ramura celților, au fost chemați ca mercenari în 278 înainte de Hristos, din Balcani în Asia Mică, de Nicomed, regele Bitiniei, și s-au stabilit mai târziu într-o regiune din centrul Asiei Mici, care și-a luat numele de la ei. Începând cu 36 înainte de Hristos, Aminta, mai întâi aliata lui Antoniu și apoi a lui Octavian, a putut forma un regat din Galatia, Pisidia, Licaonia, Pamfilia și Cilicia. La moartea lui, în 25 după Hristos, acest conglomerat a fost transformat de Augustus în provincia romană Galatia. Galatia a devenit un stat vasal al Romei în anul 64 înainte de Hristos. Orașul a inclus părți din Pont, Frigia, Licaonia, Pisidia, Paflagonia și Scuria. În provincia Galatia se aflau orașele pe care le-a evanghelizat apostolul Pavel în prima sa călătorie misionară: Antiohia, Iconia, Listra și Derbe. Fapte de la 13, capitolele 13 și 14. În condițiile în care adoptăm teoria Galatiei de Sud, Pavel a compus epistola puțin înainte de Concilul de la Ierusalim, prin 48 49 după Hristos. Incidentul din 2 cu 12 fapte poate fi corelat cu faptele apostolilor 15. Incidentul din Galateni 2 cu 12 poate fi corelat cu fapte 15. Autorul epistolei către Galateni este Pavel. Acest lucru îl observăm atât din sursa internă care este epistola, cât și din alte surse externe, scrieri ale aceleași perioade. Chiar din începutul epistolei, autorul se definește arătându-și numele, calitatea și de la cine deține apostolia, pe care o pretindea în fața oamenilor. De fapt, el respectă întru totul tiparul scrisorilor oficiale din vremea lui. El scrie epistola în numele său și al fraților care se aflau împreună cu el.
Un alt element care ne asigură de paulnicitatea epistolei se desprinde din ideile susținute, particularitățile de ordin lexical, datele de ordin personal și învățătura lui. Comparând-o cu celelalte scrisori pauline, ajunge la aceeași concluzie. Autorul este Apostolul Pavel, iar scrisoarea a fost adresată credincioșilor pe care Pavel i-a vizitat în prima călătorie misionară, pe cei din sud, deși nu poate fi exclusă posibilitatea ca ea să fie ajuns și în părțile de nord. Putem face o comparație a salutului Pavel cu cel din alte epistole. În Romani 1:1, Pavel spune, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemat să fie sfinți și către cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. În 2 Corinteni, Pavel, apostolul lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. În Efeseni, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, aici citim din Coloseni, către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. 1 Tesaloniceni, Pavel, Silvan și Timotei, către biserica tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul nostru Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Sigur că putem continua cu aceste saluturi care sunt extraordinare și putem să le adoptăm și noi ca și model. Ele continuă după acest tipar. După cum se vede, saluturile diferă față de cea de Galaten prin punctul central al afirmațiilor făcute. De obicei, și am văzut prin aceste câteva epistole, apelativele lui Pavel la adresa credincioșilor erau către biserica lui Dumnezeu, către sfinți, către credincioși în Hristos Iisus. Ceea ce nu se vede în saluturile din celelalte epistole este, sigur, că acest nu de la oameni și nici prin vreun om. Și sigur că referirea toți frații, deși ar fi putut specifica nume cum o face în celelalte epistole. Ați văzut Pavel, Silvan și Timotei către biserica tesalonicenilor, către sfinți, către frații preiubiți și sigur că aceste apelative continuă. Cu toate că salutarea include în Galateni obișnuita identificarea autorului și a destinatarului împreună cu tradiționala urare, exprimarea obișnuită a laudei și a recunoștinței pentru credincioși este total absentă, se observă cu ușurință. Mai mult, caracterul abrupt al cuvintelor introductivă îi face cunoscut citorului una din cele mai mari preocupări ale apostolului, aceea că poziția lui de apostol era pusă la îndoială. Cuvântul apostolos are conotația de autoritate și se referă la o persoană care are dreptul de a vorbi pentru Dumnezeu, ca reprezentant sau delegat al său. Pavel face o afirmație îndrăzneață despre originea divină a chemării sale, care era de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos. Aceasta este singura menționare directă a învierii lui Hristos în această epistolă. El arată că a fost chemat în lucrare de către Hristos cel înviat.
Menționarea colaboratorilor săi prin cuvântul toți frații care erau împreună cu el subliniază că învățăturile acestei epistole erau susținute de toți. Gravitatea problemei vitei l-a făcut pe apostol să adopte un ton aspru și rece față de acei credincioși. Al treilea punct se referă la autoritatea lui Dumnezeu. Am văzut de astfel primul punct, a fost apostolia lui Pavel. Al doilea, lucrarea lui Pavel, care derivă din această apostolie a lui. Și al treilea, autoritatea lui Dumnezeu, care l-a împuternicit pe Pavel să facă această lucrare. Și vedem că ea se referă la autoritatea lui Dumnezeu și conține adevăruri despre Dumnezeu Tatăl și despre Domnul Iisus Hristos, care sigur că ele le putem prinde într-un mic credo creștin. Sigur că ne putem întreba ce spune despre Dumnezeu Tatăl. Spune că, și rezultă lucrul acesta din cuvânt, l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, punctul central, deci are puterea asupra morții. Și-a transmis cuvântul său prin apostol pe care l-a investit în acest scop. El este cel care dă har și pace. Toate lucrurile se întâmplă după voia și planul său. El este veșnic, lui se cuvine toată slava. Ce ne spune despre Domnul Iisus Hristos? A înviat din morți, el este cel care dă har și pace și a transmis cuvântul său prin apostol pe care l-a investit în acest scop pe drumul Damascului, a murit pentru păcatele noastre, a făcut voia lui Dumnezeu Tatăl. Tot aici întâlnim și scopul pentru care a murit Domnul Iisus Hristos. Pentru păcatele noastre și al doilea, ca să ne smulgă din acest veac rău. Observăm folosirea cuvântului smulgere pentru a se accentua lucrarea de mântuire și răscumpărare întâlnită în Matei 13. Acolo spune, deci cum se smulge neghina și se arde în foc. Sigur că aici este folosit cu scopul de a arăta soarta celor care nu vor să se întoarcă la Dumnezeu. Am putea să comparăm lucrul acesta cu smulgerea pe care o folosește Dumnezeu pentru a ne salva. O situație de urgență necesită folosirea unui limbaj autoritar, dar împletit cu dragoste. Urările tradiționale, har și pace, au fost folosite întotdeauna în saluturile tradiționale a lui Pavel. Pavel a exprimat speranța ca toți credincioșii să fie binecuvântați. Har și pace, două din marile cuvinte și mărețe ale Evangheliei. Har și pace provine de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Harul este bunătatea lui Dumnezeu față de credincioși. Harul nu se mărginește la a-l mântui pe om, ci îl păzește și îl păstrează. În loc să-i ceară omului să facă ceva, Evanghelia îi spune ce a făcut Dumnezeu pentru om. Pacea este rezultatul harului. Nu avem nevoie de pace cu Dumnezeu. Avem nevoie de pace cu Dumnezeu, dar avem nevoie și de pacea lui Dumnezeu. Avem aici o afirmație extraordinară despre lucrarea lui Hristos la cruce și despre puterea eliberatoare, o altă temă importantă a acestei epistole. Hristos a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. Moartea lui a fost voluntară și finală. Ea a satisfăcut cerințele neprihănite ale lui Dumnezeu față de păcătoși. Ea a împăcat pe oameni cu Dumnezeu și a asigurat răscumpărarea oamenilor. Un scop al morții lui Hristos a fost să ne smulgă din acest veac rău. Evanghelia este un mesaj care aduce emancipare. Ea eliberează pe păcătoși de sub puterea întunericului actual al lumii prin puterea lui Hristos care locuiește în ei, la fel de sigur cum mai va scăpa de judecata viitoare. Prin lucrarea sa răscumpărătoare, Hristos a împlinit voia Dumnezeului nostru. Mai mult, prin ascultarea lui, Mântuitorul a adus slavă lui Dumnezeu. Sfinții răscumpărați vor aduce și ei glorie lui Dumnezeu în vecii vecilor, datorită lucrării răscumpărătoare a lui Hristos Iisus. Fiecare propoziție exprimată
în această introducere este încărcată de sens, iar economia de cuvinte este invers proporțională cu bogăția de adevăr exprimată. Astfel, Pavel trasează deja fronturile de luptă, atingând două preocupări vitale. El și-a afirmat propria calitate de apostol și a spus că baza mântuirii omului este doar lucrarea lui Hristos și nu faptele umane. Domnul să ne călăuzească și să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Amin.